Salutare și bine vă regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un Skoda Super 2014 cu un RNS 510 cu o problemă atât de butare cât și de funcționare. Iată, el este într-o stare total diferită, unde SC de la Skoda s-a dus în dreapta și restul este în stânga deci nu este absolut deloc centrat, nu mai poți intra pe radio, nu mai poți face absolut deloc nu mai intră meniul, nu mai poate să facă să buteze practic uh, inițial cum pornește ok? Hai să vedem dacă este reparabil, deoarece noi reparăm tot ce înseamnă RNS, atât pentru Skoda cât pentru Volkswagen sau pentru orice altă variantă reparăm uh, toate navigațiile de Audi, de BMW, de Mercedes tot ce înseamnă amplificatoare, audio, auto așa, sau în cazul în care doriți să schimbați acest aparat și ați avea un sistem audio un system care este pe el, da, este perfect reparabil sau putem să facem să pornească sistemul uh, expre de uh, sound system în cazul în care vreți să schimbați. Am repus înapoi aparatul, acum i-am uh, lăsat un pic de timp de comunicare între aparat și calculator ca să nu ne ceară codul și să vedem practic rezultatul final care în principiu N-ar mai porni nici măcar cu logo la, prima, la primele înfășurări a, Când se va stinge practic ceasul dintre borduri da, Și va intra în sleep mode În principiu după aceea ar trebui să pornească în varianta exact cu logo Exact cu primele porniri, cu tot tot ce ar fi Deci în cazul în care aveți aceste probleme da a, Că, iată, nici, nici eu n-am văzut problema aceasta că pe jumătate să fie logo să fie redicționat, da sau nu vă mai pornește sau ba se pornește ba se stinge sau nu mai aveți absolut deloc sunet da? atât la Skoda cât și la Volkswagen. Puteți să ne abordați inclusiv la Seat în cazul uh, cutare da puteți să ne abordați și la Seat îl văd și eu că nu am pus să bine dar asta nu e o problemă că scot într-o secundă și îl pun la loc. da uh, așa. Uh, le putem foarte elegant realiza fără nicio problemă. Ok? Nu uitați www.soundidentity.ro Ne găsiți pe Facebook Sandu Vancea, sau Sound Identity Fioradia, și pe canalul nostru de YouTube Sound Identity. Mersi, bye bye, la revedere!